Bună ziua, toată lumea, eu sunt Alessio și azi o să facem un nou episod. În acest episod voi învăța cum să luați style-ul pe Lara Croft Gold. Da? Este un style secret, adică vedeți, noi avem pe Lara Croft așa, așa și așa, care nu-mi place deloc cum arată. Cel mai tare mi se pare așa. Da, vă voi învăța cum să o luați de gold. Așa. Prima oară trebuie să faceți tot ce fac eu. În primul rând, trebuie să vă duceți pe... Stai să văd dacă mai este... Ok. Trebuie să vă duceți pe solo. Mai era un mod în care puteam să vă duceți, dar în fine. Da, deci trebuie să vă duceți pe solo. Și trebuie să vă duceți prima oară la Flash Factory. Așa. Adică nu chiar fix lângă Flash Factory. Este mai în jos. E o locație cam secretă și... Da, nu toată lumea o știe. Eu vă recomand să mergeți acolo. Pentru că mi se pare... chiar foarte OP, adică decât să iei ceva și primești skin. Pe contul ăsta încă n-am skin-ul pentru că am încercat pe alt cont. Și mi-a mers și o să vă învăț pe voi cum faceți acest lucru. În primul rând trebuie să mergeți aici, fix aici. Este o locație mai secretă, dar poți să ajungi acolo. Credeți-mă că puteți, că, na, uite, o să te mai încoa decât ăsta. Și dacă ajungeți acolo, trebuie să faceți fiecare pas. Așa, până ajung eu acolo, mai durează. Așa, o să-mi dau glider-ul de aici, pentru că nu știu dacă ajung. Da, nu cred că ajung. Se duc foarte mult player, pentru că văd videoclipuri de pe YouTube. Unele sunt clickbait, ca să știți. Nu vă luați după orice mit, zvon, știți, adică unele sunt clickbait, pentru că, na, unele sunt clickbait, unele nu. Dacă l-aveți pe Midas, e foarte bine și nu vă trebuie skin-ul ăsta, pentru că e cam aceeași chestie. Aici trebuie să vă duceți, vedeți, mi-apare acolo, o să mi-apară pe hartă. Mi-apare, uite aici, mi-apare un nume de ăsta, așa. După ce v-a apărut asta, trebuie să urcați pe aici. Luați o armă, neapărat. O să audă sunete ciudate și da, e scary. În primul rând. Aici aveți pe Orela. Și aici avem un assault rifle legendar. E assault rifle-ul ei. Și face gălăgie. Trebuie să vă omorâți neapărat, pentru că o să vă moare ea pe voi dacă nu omorâți. Și o să și primiți skin-ul. Uitați, deja sunt cu skin-ul pe mine. Și arâul. Și acum mi se pare că arâul ăsta se face de gold. Da, se face de gold. Aici este un rift ca să plecați. Și o voi face asta. Că vreau să dăm și win. Na. Cine nu vrea win?
Și așa puteți pleca foarte ușor cu un ar legendar și cu un skin de Lara Croft de aur. Vom merge în Slurpee pentru că vreau să, nu prea mai avem shield și na. Arul ăsta e foarte OP pentru că na, ți-l dă direct și e un gen și custom. Adică da, e chiar tare. O să merg să-mi dau puțin shield și cred că mi-am luat copyright. Gata, radio off. Să știu să nu mai merg cu ăstea pentru că nu vreau să mai iau copyright. Cred că mi-am luat. Scrieți în comentarii dacă mai stăteam mult în mașina aia, dacă îmi luam copyright. Dacă îmi luam, nu mai puteam să fac acest episod pentru că nu ai pe Lara Croft de aur în fiecare zi. E deasupra, cred. Ce? E, nu contează. Așa, dacă dați return to lobby, o să vedeți că da, vă dau pe Lara Croft de aur, ceea ce e mult prea tare. Adică Lara Croft de aur mi se pare foarte, foarte, foarte tare. Adică, na, uitați-vă și voi. You have earned the following rewards. Lara Croft Gold Anniversary Claim. Deci îmi place foarte mult că am primit-o. Lăsă-mi scot melodia. Așa. Deci am primit Bananop. Adică îți dă și level. Îți dă și faci cât un level dacă e ăla. Și Lara Croft de aur. Uitați. Gata. O avem. Și acum o să dăm. Așteptați. Așa, și cam acesta a fost episodul de azi. Pa, pa!